Vă salut, eu sunt Andrei și e momentul să ducem materialele, episoadele, călătoria cu Audi de pe Germania la un bun sfârșit. Pentru că am venit nu altundeva decât în Târgu Auto ca să-l punem la vânzare. Mai știți, am mers cu el Germania, Elveția, Italia, am venit cu el în țară, l-am dus la mecanic, l-am inspectat. Și acum trebuie să-l vindem. Sau mai bine zis, să încercăm să-l vindem, pentru că eu nu cred sincer că cineva o să-l cumpere și vedem ce oferte primim. Hai să vă fac eu un simplu calcul înainte să începem. Vedeți, am venit în târg, sunt oamenii dimineață, se pregătesc, sunt o grămadă de mașini de vânzare, poate dăm și noi o tură să vedem ce mai este de vânzare, să vedem competiția, pentru că mereu trebuie să știi care ți-e competiția. Acum eu vreau să vă explic o chestie super simplă, pentru că noi știm, proiectul ăsta a fost sponsorizat, susținut de băieții de la Webcar, adică nu ne-am fi permis noi, ei îți aduc mașina până în fața casei, dacă nu vrei să-ți bați capul cu piața, cu achiziția, cu Germania, cu tot, numai bani să ai și ei te rezolvă. Deci, eu am dat pe mașina asta 600 de euro, hai să scriu așa, 600 de euro, nu? Am avut costuri de 1000 de euro. Scump am ieșit, dar nu, cu plimbări, cu mers, că au fost în fundul Germaniei, să zic așa. Pe până acum practicam 1600 cheltuiți. Porablă, nu? De 544.000 de kilometri. Păi la cât poți să o vinzi? Poți să o vinzi la 1000? N-ai cum să o vinzi la 1000, că nu-ți scoți banii, nu? Adică dacă o vând la 1000 a fost numai cheltuiala, fără mașină. Vreau și eu un profit. Timpul meu, energia mea, cât merită? Păi merită 400 de euro, nu? Pun și eu 400. Deci deja ajung la 2000, ca să înțelegem un pic cum sunt mașinile la 2000 de euro. Nu toate, dar unele. Pentru că te costă. Adică de multe ori în prețul unei mașini trebuie să iei în considerare faptul că vei avea comisionul, ceea ce e normal, omul care o duce trebuie să câștige un ban, și cheltuielile de transport. Dar dacă e mașina ieftină, ajung să fie mai mare celelalte decât prețul mașinii. Credeți că avem noi vreo șansă să o vindem cu 2000? Nu, nici vorbă. Deci trebuie să mergem pe pierdere, sau dacă n-am vrea să mergem pe pierdere, ar trebui să o fi polișat un pic, să aranjăm bordul, să arate mai bine, să fie numere, cifre mai puține acolo în bord, nu? Așa că o să o vindem pe pierdere, la un preț modest, punem 1000 de euro și vedem ce oferte primim. Vând Audi, apropo, am scris Audi A4. Și pe ăsta am dat 3 lei la intrare în piață, 3 lei afișul, adică nimic nu-i gratis. Preț, 1000. Prețul e jumătate din anul fabricației. Și alte informații. 1.9 TDI. Nu știu ce să mai scriu ca să pară atrăgător, poate cerem ajutor la băieții de aici, dar o să mai scriu că are 2 chei. Că știu că asta se caută. Are 2 chei, asta e tare, are cheia asta. Și are cheia asta. Adică, bă, îți dau ok, nu zic nimeni că-s la fel. Neața, băieții! Doamne ajută! Ce să scriem să dea bine? Auzi, am și eu unul, dacă vrei faci din două unul. Da? Cel mai bine. E aici? Nu, e acasă. Îi spartă baia de ulei. A, păi am eu baia de ulei. No, e bun, atunci. Ai văzut ceva fain de vânzare astăzi? Nu prea. I-am scris 1.9 TDI, dau ok. E bun. Bun. Și eu am vrut să scriu, dar una nu mi-are, că nu mi-are chipul. 1000 de euro cum? E așa, că e cam rablă mașina, adică e cam... Auzi, care caută, bagă 999. Ca așa e. E așa cel mai bine, 9000 de euro. Da, 999. Scate, 1 euro și... E o chestie psihică? Da. No, hai să vedem. Cel mai bine că-s 3 cifre. Ne-am întâlnit aici cu niște urmăritori ai canalului. Și uitați, ei nu au văzut episodul, au zis că știu canalul, dar nu au văzut episodul cu mașina. Deci asta e mașina noastră de vânzare. Așa. Cum ți se pare? N-arată foarte rău. N-arată foarte bine, vrei să zici, nu? Nici foarte bine. Câți kilometri dai? Facem un test. 400.000. Hai să vezi. Poate îți dați înapoi. No, zi-mi tu, îți dați înapoi. Aoleu, 544.000. Aoleu, ce bine pornește. Sunt saltele mai noi care nu pornesc așa. Sau saltele cu mai puțin kilometri, tot așa. La 200.000 care nu rulează așa bine. Un Audi A4 verde, ca voi, așa, fain, tiner. Nu bate, nu troncăne. Ba, bate troncăne, dar e la preț bun. Asta iese la poliș, nu? Da, e zgreată bara, contează. Contează să meargă motorul, nu? Dacă vă răzgândiți, pe mine aici mă găsiți. Nu-s curioși oamenii de mașini ieftine, mă. Cum e? E bună mașina? Nu? Vă vând? Da. Ieftină. Numai pentru voi. Băieții, nu-s curioși, pentru că ei sunt băieții care inspectează piața. Domnul, vă mă ajutați să o vând?
Da, vinde-ți-o. Dar cum? Că nu cumpără nimeni. Păi, de ce nu cumpără nimeni? Nu știu, ceva nu-i bine. Nu-i bine. No, preț mic am pus. E prețul, mașina nu-i bună. Dar nu mai se cumpără de astea, că astea-s bune. Da, bă. Țin o viață. Hai, că țin o viață, că tocmai la astea le trebuie de alea, care nu sunt țin o viață. Le trebuie care nu țin o viață. A, ați văzut că știi. No, ați văzut ce zice domnul, să nu mai vindem mașini care țin o viață. Nu prea vine lumea la mașină și m-am dat seama de ce, deci fiți atenți ce prost îs. Eu nu o vindeam cum trebuie, deci nu o vindeam cum trebuie. Ca să vinzi o mașină, trebuie să ai nume de Germania, păi dar cum eu vând cu numere roșii? Fii atent, cu numele de Germania e mult mai atrăgătoare. D, de la Dă-ne Doamne Clienți. Nu vrei o rablă de asta, nu? Nu-mi trebuie patru. Hai să-ți arăt ceva la ea, înainte să pleci. Uită-te, păi dar te combin pentru că mașină mai sinceră ca asta nu găsești. Câți kilometri scrie în bord acolo? Mai cu capul meu. Hai că negociem, sunt foarte dispus să negociez oricât, măcar să vă uitați la ea prima dată, să faceți o impresie. Sau știu mai știu care a luat din Germania. Da, am văzut vlogul care a luat din Germania. Ați văzut vlogul din Germania? Și domnul a văzut vlogul din Germania. Da, am văzut. Vă dau o tură cu ea? Știu mașina. Aveți banii la dumneavoastră? Este ok, știu mașina. Ați auzit cum sună? Da. Deci sună impecabil, după jumătate de milion deci, încă merge. Deci imediat după glas, te-am cunoscut după glas. Am înțeles. Uitându-mă la ea așa, stând și încercând să o vând aici, am observat ce dotare are, mă. Păi asta e dotare scumpă, deci chiar e scumpă. Uitați, are vinetă de Elveția pe tot anul. Deci cine o cumpără, 2022 circulă până Elveția fluierând. Deci scriem aici la dotări, vinetă. Deci în cazul în care aveți drumuri pe Elveția, singura opțiune. Pe aici n-ați venit că n-ați văzut Audi-ul. N-ați văzut, nu știți ce ratați. Audi, dar nu vedi. Audi, dar nu vedi, mere o viață, numai bine, nu consumă. Deci nu spune numai motorină, trebuie să dai, că atunci te și cred. Da, numai motorină trebuie să dai, jur. Domnul, un Audi A4. Maybe I need to speak in English, so an Audi A4. Nu. No. Zi tu, Ștefi, cum se zice în maghiară? Să trăiți, ce ne vindeți bun? Cu ce te faine? Da, să vedem. Nu? Nu se vând. Numai, gata. Ai văzut? Audi A4. Mașina visurilor voastre. Ei, mereu v-ați dorit-o asta. Ai făcut un review la un Touareg frumos. De ăla căutăm. De ăla? Dar dacă nu găsiți Touareg, veniți la A4, nu? Da, sigur. Vă aștept. Haideți să-l vedeți. Dați o tură cu el. E gratuit totul. Gratuit, haideți. Să vedeți, nu vă place? Uitați. Verde, 2004 uși, kilometri reali, singurul Audi cu kilometri reali, vă așteaptă, măcar să-l vedeți, nu costă nimic. Stai că acum am încredere că vin doi băieți interesați, vin doi băieți care chiar îs cu banii la ei, îs pregătiți să cumpere. Ce fac băieții? Bine. Te uită să cumpărăm. Ce vreți să cumpărați astăzi? Audi. Un Audi A4. No. Haideți. O, e vândut deja. E vândut deja? Tot așa au avut, l-au vândut. Ați avut unul de ăsta și l-ați vândut? Da. La ce bani ați dat? Să știu la cât să-l dau și eu. Da, de capul meu. Ieftin. Eu l-am pus la 1000, că a meu e mai rablă. A meu arăta mai bine. Uite, hai să, aici în spate, oamenii verifică motorul, cum sună, capota, tătătă. Nu ne putem băga în vânzarea lor, numai ne putem așa observa. Sună bine, sună bine. Dar nu sună ca un nou TDI, ia fiți atenți că îl pornesc să-l eclipsăm. Stricăm vânzarea la oameni. Uite aici, motor adevărat! A? Se aude și cu capota închisă. Ascultați-l cum torce. Auzim, auzim. O viață încă mai merge. O viață scurtă. Nu, vă promit eu că o viață lungă. Chiar merg o viață lungă. Eu am încredere în unul nou TDI. Lumea se uită așa și zice, bă, ce curabla asta. Curabla asta poți faci în conjurul lumii. Numai să-i pui cauciucuri bune. Că momentan are unul de iarnă, unul de vară. E B-season. Băieții, auziți? Nu există sunet mai frumos decât ăsta. Salut. Aveți banii la voi, nu? Da. Doi băieți, uitați, faceți 500-500, ce e asta? Plecați cu mașina astăzi. Cu 400 am luat-o, nu? Uite, sincer, am dovadă clară, am luat-o cu 600. Cu 600 am luat-o și m-a costat 1000 de euro să o duc acasă. Deci o vând pe pierdere. O vând pe pierdere pur și simplu. Am înțeles. După cum sună? Câți kilometri dați? Sună impecabil. 250.000. 250.000? 310. Vă invit să vă uitați în bord. Ești tu, Florian. 550.000. Cât? 550.000. Ah, ok.
super jegoasă în interior, n-am spălat-o, încă are mizerie de pe Germania. Care mizeria de pe Germania e peste mizeria de pe România. Deci, asta e un bonus. E un bonus, adică nu. Eu am lăsat-o așa veridică. I-am convins pe băieți, fiți numai atenți. E a voastră. Gata, semnăm? Vrei? Da. Eu cum să nu, eu de asta am venit să o vând. Uite, un domn care vinde o mașină serioasă, BMW, BMW-urile să caută. BMW cele mai bune. Adică, ce să caută cel mai tare în piața asta? Că am văzut că... 4. A4 nu. 4x4? Da. Din cauza că vine iarna? Vine iarna și trebuie să ai 4x4 pentru zăpadă. Și deja văd că și anul 2009 sună mai bine, că eu când le zic că ai din 2000, zice 2000. 2000 au fost vremuri, acum e 2009, e... No. Altă sculă. Hai să ne arăți interiorul un pic. Cât costă? Piele coniac? Piele coniac, da. Ce tare e asta cu piele coniac. Și cât e prețul? 7400. Uite, la 7400 poți să fii om. Eu așa aș marketau asta. Da. Ai volanul încălzit să nu fie frig la mâini. Volanul încălzit? Da, volanul încălzit să nu fie frig la mâini. X-Drive. X-Drive, da. 2.0 diesel, 163 sau cum e asta? 177 de cai. A, asta e aia cu distribuția în spate. Da, trebuie să schimbi, să mai dai 2000 pe distribuție. Asta nu zicem. Asta nu zicem. Asta nu zicem. Uitați, aici o să mergem la un domn care are un Audi. Audi ca lumea, nu Audi ăsta. Merge și uitați-vă. Da, domnul ne-o și explicat, de ce nu-l vindem pe ăsta? Care, că dumneavoastră sunteți expert Audi. Care-i baiul? Păi, eu cam trecut. Da. Deci nu le mai caută lumea. Da. Cumva toată lumea zice, bine mă, dă la rablă, nu trebuie. Da, dacă o donezi, sigur. Dacă o donezi? O cumpăr, adică o ia care va la donație. Audi A3 2.0 2015. Sună bine, 13.000 de euro, încălzire în scaun, Euro 6, navigație color, pilot automat, senzor parcare, auto hold. Da, 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 altă viață, nu? Cumva astea sunt mașinile pe care le caută lumea. Stai să oprim radio-ul. Așa, apa aia, aia. Plus că, vedeți cum trebuie să arate o mașină în piață? Să strălucească. A noastră nu strălucește, a noastră e opusul. Uitați, te uiți la ea, impecabilă. Așa trebuie să, așa trebuie să arate. Nu, băieții, e a voastră. Păi? Păi dacă o cumpărați ea voastră. Păi da, e a ta mașină? Da. Păi, pa, venin asta, vin la piață. Păi da, cu ce să vin? Vin și cu ce pe o număr, nu vă supărați, nu-i faină? Mere o viață. La valoarea ta mai și fiu. La valoarea mea? Păi da, eu nu am așa multă valoare, de acum încerc să construiesc valoare. Poate mai îmi dați voi un sfat, cum să o vând, cum să o... ce să le zic oamenilor? Mi-a făcut, eu mi-a făcut pe aia. Poftim? Mai repară ce mai trebuie. Să mai repar ce trebuie reparat. Dar ea mere bine. Păi, dar de ce nu vine lumea cu banul? Lumea caută ceva bun și ieftin. Bun și ieftin. Da. Tu ai ceva bun și ieftin și tu nu vine. Păi da, dar nu pare că e bun, știi? Nu pare că e bun. Trebuie să-ți dea impresia că e bun, nu neapărat să fie bun. Păi impresia de bun și ieftin. Nu știu, deja pare că piața nu e mașina corectă pentru a vinde Audi-ul. Oamenii se strâmbă, nu le place. Eu zic să nu vă uitați la Dacia, uitați-vă la Audi. Uitați, mașină nemțească, adusă din Germania, preț bun, kilometri reali. Nu-i bine să-mi întorceți spatele, e așa, e o ocazie unică în viață. Se pare că o ocazie unică în viață nu-i destul. Nu dați banii pe prostii, luați Audi la copii. Nu dați banii pe prostii, luați Audi la copii. Încercăm o tehnică mai agresivă, poate așa funcționează. Atenția o atragem, dar nu cred că se vinde. Mai încercăm o dată. Nu dați banii pe prostii, luați Audi la copii. Îi sincer, așa vedeți, zgâriat. Merge bine, kilometri sunt reali. 300 de euro, negociabil. 300 de euro, 900 de euro, am zis acolo. 999 de euro. Am scuzat. Dacă îi dau o cheie, o să vă impresioneze. Nu vreți să-i dau o cheie? Nu. Că e scump combustibilul acum. Că e scump combustibilul? Ai. Dar eu am vrut să-i dau o cheie, uitați. Dă-i două din partea mea. Rezistent, tablă bună. Asta duce o viață. Se pare că nu avem succes în a vinde această epavă. Și sincer să vă spun, nici n-aș fi vândut-o. Am vrut doar să vedem cum reacționează oamenii, adică mașina asta nu-i de vânzare, că nu merită să le dai oamenilor mașini care arată în felul ăsta. Chiar dacă e bună, merge bine,
ieftină și se poate repara. O să-și vadă ea sfârșitul. Eu am fost Andrei, ăsta a fost episodul de astăzi. Eu nu mai știu să pun numerele, așa. Sper că v-a plăcut, dați un like, un subscribe. Spuneți ce părere aveți despre experiența noastră cu B5-ul. Ce experiențe să mai facem. Auto, nebunii, ce să cumpărăm, ce să nu cumpărăm. Dacă mai știți ce să filmăm cu asta. Și ne vedem la următorul. Salut!